Acum încheiere, aș vrea să vă invit în data de 11 octombrie la Colegi Vanier. O să găsiți toate detaliile pe Facebook, pe pagina Români cu Umor, precum și în afișe, în magazinele românești. Iar acum, prietenul meu, Adrian Ardelean, a pregătit o surpriză. O surpriză pentru comunitatea de aici românească din Moreal. Nu cred că mai este cineva care a făcut lucrul ăsta aici. O surpriză pentru care nu era pregătit nici Ionuț. Mi-a venit ideea acum o jumătate de oră, ceva de genul ăsta. Deci o să-l rog să-și dea haina jos. Vedeți acolo două găleți cu apă. Vă dau cuvântul meu, doamnă, că a fost și gheața acolo, luată de la standul cu bere. Gheața între timp s-a topit. Deci ne-am asumat celebra provocare Ice Bucket și o să ne turnăm apă în cap unul altuia, făcând și donația cu pricina și lansând o provocare. Provocarea vă lansăm dumneavoastră, românilor din... Da, ceva mai în față, sigur, ca să nu udăm boxele și scena. Provocarea este adresată tuturor românilor din Montreal, dar nu vă provocăm să repetați gestul nostru de a vă turna apă în cap, ci să veniți la spectacolul din 11 octombrie, Muzică și Umor cu Dor se întoarce, spectacol susținut de doi debutanți ai scenei, debutanți cu ghilimele de rigoare, prietenul meu Ionuț Rotaru și subsemnatul acii de față, care eu vă voi cânta, iar el vă va încânta. Așa cum a spus, detaliile în afișe și în furașii pe care chiar o să vă distribui și aici și sunt distribuiți și pe Facebook, sunt distribuite toate informațiile. Provocarea noastră, repet, este de a veni la acest spectacol, iar donația pe care noi ne angajăm să o facem este ca din prețul fiecărui bilet, $1 va merge către acea inițiativă ASL de donație de bani pentru lupta împotriva bolilor celor cu dizabilități mentale. Deci, cu cât veți fi mai mulți la spectacol, cu atât și donația va fi mai consistentă. Noi vă mulțumim de pe acum și vom coborî jos pentru a trece la provocarea efectivă de stropire cu apă. Nu e chiar botez, chiar dacă eu nu ți-o face cruce. Vă așteptăm la spectacol!